Sâmbătă 11 octombrie trei elevi din Constanța au ajuns la spital în coma alcoolică în urma participării la un bal al bobocilor. Referitor la acest incident, reprezentanții instituției arată că niciun liceu din municipiu nu a participat la organizarea evenimentului respectiv. Cu toate acestea, inspectoratul a interzis desfășurarea balurilor. Menționăm că inspectoratul școlar județean din Constanța s-a delimitat categoric față de persoanele sau societățile care organizează aceste baluri, a interzis promovarea lor și comercializarea de bilete în liceele constanțene. Părinții sunt responsabili pentru implicarea și participarea elevilor la astfel de evenimente, spun reprezentanții ISJ Constanța. Oficialii de la inspectorat au precizat că evenimentul nu a fost organizat de către niciun liceu din Constanța, iar directorii și cadrele didactice nu s-au implicat în organizarea și desfășurarea evenimentului cu pricina.